era, cum arat harta Europei și cineva din dacă mai scria în Polonia, Germania, din Moldova în general, nu știa. Eu cred că odată ce noi o să fim în familie europeană, oamenii se vor uita cu totul cu alții ochi la noi. Pentru că chiar dacă noi după aceea le demonstrăm că nu doar ceea ce se arată la show-urile americane și în comediile care le mai vedem noi, le mai arătăm că sunt și aspecte bune care trebuie arătate din țara noastră. Pe cât de săracă poate n-ar fi țara noastră, pe cât drumurile n-ar fi de rele. Și chiar și așa eu cred că țara mea e cea mai frumoasă, pentru că eu și așa întotdeauna încerc să descoper locurile pe care le avem noi cele mai frumoase. Trebuie fiecare să începem de la noi, individual, să încercăm să schimbăm ceva, să nu stăm sâmbătă și duminica și să dormim în casă, dar să ieșim, să plantăm un copac. Pentru că asta până la urmă unește și poți îndeplini foarte multe scopuri.